Sănătate și bine v-am găsit din nou pe canalul meu, sau bun venit. Vrem să facem astăzi un clip pentru că a început din nou campania de cosit. Crește din nou iarba după toamnă și iarnă. Suntem aici cu un Husqvarna Raider 115C. Are încărcare frontală sau masa de tăiare îi frontală. Ia uitați un pic aici, Husqvarna R115C, foarte bun, foarte bun acest utilaj, acest rider. Să vedem puțin, să ne punem acolo, să îi dăm drumul, să vedem, are acolo pedală de frână, mers înainte, mers înapoi. Aici, dintr-un alt unghi, vedem un pic cum e în jurul lui, cam suprafața asta o avem de cosit. Acum nu ne ia mai mult de 15-20 de minute, e undeva cam 12 ari sau 1200 de metri pătrați. Să vedem puțin cum cosim, ce poate să facă mașina aceasta, care mi se pare foarte potrivită, dar hai să vedem puțin și sunetul ei natural și revenim.
Aici fac o oprire cam pe la jumătatea timpului. Merge foarte repede, are turație variabilă, adică la înaintare, la mers. Poate să meargă până la 11 km la oră. Aici oprim total, am terminat munca foarte, foarte rapid. Are o masă de 96 de cm, vă dați seama, merge foarte repede. Cam asta a fost clipul de astăzi. Lăsați comentarii despre cum vi se pare și până data viitoare, numai bine!